Actualul cadru legal al asigurărilor RCA este reprezentat de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 54 din 2016, act normativ care se aplică din luna septembrie anului trecut și care a înlocuit la momentul respectiv o lege. Cu toate acestea, asigurările auto-obligatorii vor fi reglementate din nou prin lege după ce deputații au adoptat miercuri un proiect ce prevede altă schimbare a cadrului legal al asigurărilor RCA. Miercuri, 17 mai, a fost adoptată noua lege RCA, legea care privește asigurările obligatorii de răspundere civilă auto pentru pagube produse terților prin accidente de circulație. Această lege modifică sau locuiește, de fapt, Ordonanța de Urgență 54 din 2016, care timp de 6 luni a plafonat tarifele RCA. Ca noutate, pot să vă spun că au fost publicate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară tarifele de referință. Aceste tarife de referință au fost calculate de către ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu caracter orientativ pentru firmele de asigurări. Potrivit noilor reglementări, tarifele vor fi diferențiate. Cu toate că s-au publicat aceste tarife, ele vor fi diferențiate în funcție de județe. Un județ cu grad ridicat de daunaltate, respectiv Cluj, Timiș, Brașov, vor avea tarife mai mari decât noi. Care va fi diferența de prețuri dintre județe? Va fi mare, considerabilă? Nu o să fie considerabilă. Acum, bine, încă nu au intrat în vigoare aceste tarife. Ele urmează să intre în vigoare. Dar din câte au promis cei de la Autoritatea de Supraveghere, nu vor fi schimbări majore. O altă schimbare este posibilitatea portării clasei de bonus, adică dacă un client a avut o mașină pe care a radiat-o, iar ulterior a cumpărat o altă mașină, acesta are posibilitatea să-și păstreze clasa de bonus avută anterior.